Louisiana, o tehnic, o metodă destul de complexă, însă foarte eficientă. Are nevoie de mai multe accesorii, să zicem așa, pentru a o duce la bun sfârșit cu poze frumoase și capturi de neuitat, să zicem așa. Avem nevoie, în primul rând, de scaun, un scaun care, pentru care pentru toată lumea pare așa oarecum complex, complicat, nu e deloc. Doar te ajută să ai un șezut perfect orizontal pe orice teren, indiferent de cât de accidentat este. Are bară frontală care te ajută să sprijini rubigeana, să nu o ții tot timpul în mână, pentru că are un kilogram și ceva în principiu, la 13 metri. O șosetă acolo, sau mai există și la leaua. Șosetă care te ajută să-ți sprijini rubeziana în momentul repausului. Rubeziana în sine, care e o vargă mufabilă, poate să aibă 5 metri, poate să aibă 13 metri sau 16 sau 18 metri, așa. Și kitul fiind de fapt 2-3 tronsoane mufate sau telescopice, așa, prin care avem prezent cel mai important element, să zicem, în pescuitul rubezian, elasticul. Un elastic care vine prin interior cu ajutorul unui con. Așa, există sub diferite forme, cu rezervă, fără rezervă. Așa, care elastic, în momentul în care ai înțepat un pește, începe pur și simplu să-și facă treaba, să obosească pește, să se întindă. În funcție de natura sa, dacă este plin, dacă este gol sau tubular, cum îi mai spun unii pescari, sau dacă este hidroelastic. Hidroelastic fiind un elastic, fiind două elastice, de fapt, unul între altul și cu un lichid special între ele. Avantajul său fiind faptul că permite o întindere foarte, foarte progresivă, care te ajută să obosești pești mari care luptă destul de agresiv. Elasticul poți să-l pun, după cum am zis, nu știu, vorbim acum de un kit normal, de crab, lungime 2,60 m, 2,50 m sau 2,80 m. Prefer să-l pun pe toată lungimea sa. În momentul în care pescuiesc pe ape adânci, pești ceva mai mari și folosesc kiturile care mai au un segment adăugat, folosesc atunci 3 metri de elastic. Unii spun că e prea mult, mie personal mi-a dat rezultate bune și prefer să obosesc puțin mai mult pești, dar să știu că îl văd pe mal, fac o poză, îmi zâmbește. După kit și elastic, riscui ca un pescuit la vargă. Am nevoie de pietre normale, care se folosesc ceva mai rigide, așa, pentru că toți fii tot timpul în contact cu peștele. Aici, spre deosebire de pescuit la vargă sau la maci sau la feeder, la rubezian pot să folosesc un 0,12 la 4-5 kg în perioada de primăvară, toamnă. De ce? Pentru că elasticul face treaba firului, adică se întinde, l-amorțește, eu aduc la mincio. Unul dintre recordurile mele, să zicem așa, cu 0,12 am prins un crab de 6 kg și, nu știu, aproximativ 6 kg și jumătate. Cârligele la fel, niște cârlige, să zicem așa, minuscule pentru marea majoritate a pescarilor, mărimea 12, 14, 16, 18, fiind prezent des în pescuitul meu la crab. În funcție de lumeală, în funcție de moment, de anul, timp, de inspirație, așa, sau de informațiile pe care le primesc la ceilalți colegi pescari. După cărlice, pe linii, avem, ca și accesorii, avem plutele din diferite materiale, diferite forme, culori. Se diferențiază, în primul rând, după
echipă natura chilei, da, parte de jos chilă, carbon, fibră de sticlă sau metalic, în funcție de cât de rapid le dorim să vină în poziție, cât de repede dorim să ne sesizeze mișcarea, forma corpului, rotunde, în funcție de curenți, ovale, picătură, amboidale. Așa, antena, care poate fi mai groasă, mai subțire, din nou, în funcție de momeala pe care o folosim. Recomand tot timpul a se folosi și cea mai mică plută pe care o permite vântul, o permite adâncimea, o permite momeala. De ce? Vor fi mult mai sensibile. Cu cât e mai sensibilă, cu atât vom sesiza tăsătura mai rapid și vom putea înțepa prompt. Tot pe linie mai găsim, pentru a echilibra plutele, mai găsim plumbi, diferite forme. Cei mai folosiți sunt cei sferici. Îi prefer pe cei moi, așa, datorită faptului că o să-i pun pe linie, umezindu-i în prealabil, fără să-mi afecteze coloana principală, și pot să-i scot la fel, în caz că am greșit sau pluta a început să-mi ia puțină apă și trebuie să pun o dimensiune mai mică. Recomand tuturor să folosească plumb de calitate, pentru că am pățit-o și eu acum ceva ani în urmă. Alice, când folosim un bulk, în general pe o vreme mai liniștită, când doresc să-mi coboare treptat linia în apă, și olivete, în momentul în care vreau să scăp de pește mic, gen oblete, vreau să ajung repede la o adâncime de 4 metri sau pur și simplu vreau stabilitatea a monturii. Revin la elastice. Elasticele care pentru mulți sunt un mister, fac un singur lucru, se întind. Cât se întind, ține de calitatea lor, de grosimea lor. Un elastic care se întinde mai mult te poate ajuta de foarte multe ori, însă uneori este un impediment. În funcție de anul timp, primăvara folosesc un elastic subdimensionat, să zicem așa, folosim și cărige mai mici. Vreau ca elasticul să-mi permită mai multe, să zic așa. Vara voi lucra ceva mai gros, un elastic de 2, plin, 2.8, chiar se exprimă în milimetri, 2.8 milimetri. De ce vreau să forțez peștele? Pentru că trag de mai mult, se acumulează acid lactic mai mult în sânge și nu este interesul meu, vreau este să-l prind și data viitoare, să fie sănătos, să am un drill cât se poate de scurt, în același timp plăcut pentru mine, și după o poză în prealabil să pot elibera în siguranță. Vorbeam de elasticele prin. Elasticele prin sunt cele mai simple elastice, așa, cu din latex, cu o culoare fluo. Fluoroelasticele fiind cele mai cunoscute și folosite de la Preston, se fabrică în toate dimensiunile, poți să prescrezi de la oblete, porcușor, inclusiv până la crap, reală, lin, adică tot timpul voi face o, să zic așa, o colaborare între grosimea elasticului și dimensiunea firului meu de forfac, pentru că totul se reduce la rezistența forfacului. Am nevoie de o bucșă teflonată de obicei, de interior sau de exterior. Bucșe care se aleg în funcție de diametrul elasticului. O strâmă, ceva mai rigidă, un articol special făcut cei de la Stonfo. Prefer să folosesc de la ei tot timpul, fost de câteva ani. Așa. Și N-a fost nevoie să-l schimb. Pur și simplu trec această sârmă prin kit. Am o lachetă aici, am pus elasticul, mi-am tras elasticul prin kit.
deci nu e absolut nimic complicat. Această operațiune o facem ori de câte ori este nevoie, adică am nevoie de alte elastic, alte dimensiune, sau pur și simplu am bătrânit elasticul vechi și trebuie schimbat. Aici un hidroelastic negru, îl prefer în sezonul cald, mă ajută la grăbirea exemplarilor, să zicem așa, mai frumoase. Tot timpul când am avut și pești mai mici, a dat dovadă de blândețe. Aici pe capăt se folosesc conectori. Conectori care sunt de mai multe feluri. Din plastic. Care sunt două boxe, să zicem așa. Două boxe de plastic. Da. Deci un canal de elastic pe aici l-am legat de porțiune, l-am legat de porțiunea asta și în momentul în care am nevoie să-mi atașez linia, am bucla de pe capătul linii, pur și simplu o atașez la conector, am închis, asta este tot. Vreau să strâng, plec acasă, da? Am scos la o parte linielul, am scos linia, am pus-o pe plior și cu asta am rezolvat o problemă. Voi face acest nod demonstrativ. Este foarte important să vă asigurați de calitatea elasticilor pe care le folosiți și mai exact de timpul lor, de cât de bătrâne sunt ele. Că elasticile ca și firele de nylon expiră, să zicem așa. Îmbătrânesc și se lasă. Nu am să trec acum elastic toate segmentele, trec prin câte segmente am eu de nevoie. Există mai multe tipuri de conuri, să spunem așa, conul care reprezintă șmecherii de genul, așa sau așa sau așa, cu utilități diferite. Așa are denumire un pic mai exotică, să spun așa, se numește pull-a-bang, se introduce elasticul prin interiorul său și montat în kit el undeva la dimensiunea aceasta. După cum vorbeam, conurile sunt de diferite feluri, cu rezervă. Asta înseamnă că dacă am 3 metri de elastic, n-ai loc să tai din el. Îl las complet și pur și simplu înfășur elastic în jurul acestui mini prior. Așa, mi-l tensionez exact cât am nevoie. Prefer să-mi tensionez elasticul, așa fel încât să-mi revină foarte, foarte, foarte ușor bucșa sau conectorul, să-mi revină foarte, foarte ușor înapoi în, aici la bucșa de teflon. Eu prefer acest tip de con, datorită faptului că elasticul, după cum am spus, în timp se scoc și după, în funcție de cât de des pescuiesc în acest stil, la câteva partide 10-20 de centimetri din elastic îi dau jos, leg nou la conector, pentru că soarele este principal dușman al elasticilor, cât și al firelor, al nailoanelor. Când pescuiesc în acățătură, nu am nevoie din elastic foarte, foarte permisiv,
de trip, de con, de obicei un elastic plin mai gros decât decât normal, așa fel încât să îmi blochez peștele, să nu se agațe. Până că l-am agățat, e clar că nu-l mai văd la poză. Conectorii, după cum am zis, în vârf aici, sunt de mai multe feluri. Plastic din Dacron, Dacronul fiind un fit de, să zicem, așa, ceva mai gros. Pot să-mi-l fac singur acasă, într-o bucată de fir textil, rigid. Eventual, cum folosesc crapiștii cu cămașă, îi fac un nod, o stângă foarte puternic, undeva la 2,5 cm. Are avantajul că îmi ține linia pe care o atașez de corector departe de boxe și nu mi se încurcă. Cam astea sunt accesoriile necesare pentru a pescui la rubeziană. Pot să pescuiesc oblete, pot să pescuiesc crap, pot să pescuiesc mreanu peru. Și de ce nu? Bineînțeles, swam shallow. Fiind o tehnică foarte precisă, la acum câțiva ani, la o partidă pe Prut, am pescuit nu foarte mult, trei srapazani cu peștișor, exact în copac. Aceeași plută, ceva mai mare, 4 grame, cu jumătate de oblete, puneam exact acolo în copac. Tăsăturile erau aproape instant, am țepat, forțat, am scos. Cu nicio altă tehnică nu puteam să fac acest lucru. De ce este cea mai precisă? Pentru că știu exact dacă am pescuit la 2,5 cm față de fund, la 3 cm față de o piatră sau un fir de stuf, și pot să mnădesc cu kitul de înălțire, pot să mnădesc cât vreau, cum vreau, exact unde îmi va sta mie cârligul. Kitul de înălțire, fiind un kit normal, după cum am spus, 2-3 nasoane, telescopice sau umflabile, cu o cupă, așa. Sunt cuplele din înălțire de start, modelul acesta, din plastic, mai ceva mai gruțe, din carbon sau din plasă. Mai apărut în ultima perioadă, în care pot duce o calitate mai mare de nadă, fără a face zgomot pe apă. 4-5 cupe la început, în funcție de apetitul peștilor, mai vine și restul. Mai există un alt fel de cupe de întreținere sau cupițe, mai spun, micuțe, într-un kinder, să zicem așa, un nou kinder, o gaură aici, o gaură din coace, o bag pe kit, așa, la distanța asta și tot timpul. Când îmi mufez rubeziana, 2-3 pălinți, 2-3 vieni, o bucățică mică de nadă, de pastă sau porumb sau cu ce pescuiesc eu. Mădind frecvent, mai avea trăsături frecvente. Pentru frecvent îmi prinde și pești. În apropierea capului de segment, da, mă ajută mult mai mult decât dacă aș lucra din partea asta, aș risca să rup rasonul. Tot timpul prin răsucire, da, aproape de capăt răsucim puțin. E foarte important ca rubeziana să nu o accidentăm, să nu lovim de pietre, de scaun,
sau de orice altă, orice alt obiect. V-am zis, pare o operație delicată, deci satisfacțiile sunt pe măsură. Într-adevăr, nu este o tehnică pentru cei lăneși, este o tehnică pentru cei care sunt dispuși să învețe permanent, să se adapteze și să prindă pești. O să vedeți 5 metri și jumătate, așa, cu benzina asta impecabil, e rigidă, e ușoară, la 13 metri, care este maxim acceptat în competiții, pur benzianul de bună calitate, ar trebui să cântărească în jur de 1 kg, poate chiar mai jos. Cel mai important lucru, însă, nu este greutatea, ci echilibrarea sa. Echilibrarea sa care îți permite, îți dă posibilitatea să o simți, nu știu, să fii prelungirea mâinii tale. 13 metri, mă duc pe lac, mă duc pe prut, mă duc pe Dunăre, prin pești mici, prin pești mari. În caz că nu-mi permite vântul, în caz că am un prag mai apropiat, pot să folosesc la 5 metri, la 7 metri, la 8 metri, la 11 metri. Ăsta este avantajul rubezii. Am așteptat pe scaun. Iată, așez linia. Încep să-mi dare ape. Încep să pescuiesc. Cam atât pentru astăzi. Am încercat în cele 20-30 minute să vă prezentăm începuturile pescuitului la rubezian, prezentând rubezianul, scaunul, accesoriile, bar, ciorap, tăviță, cu toată stația, toată platforma. Vom încerca în emisiunile următoare să vă prezentăm multe lucruri în amănunt, cum ar fi pescuitul rubezian cu feeder-ul, către specii delicat, mergem la babușcă, la plătică sau grab. Cum, când și de ce? Sunt Ștefan Stoica, mulțumesc frumos!